Salut, eu sunt Florin și bine v-am găsit la un nou videoclip. În acest videoclip o să fac o scurtă prezentare la noutăți, pentru că s-au mai întâmplat foarte multe chestii. Dar înainte să începem acest videoclip, ar vrea să dați și voi un like și un subscribe pe acest canal. Și mai am o chestie să vă spun. Porumbei s-au îmbolnăvit, nu este o boală foarte gravă. Este vorba despre variolă sau vărsat de vânt, cum vreți să-i spuneți. Și cam toți porumbei au, în afară de ăștia bătrâni. Bun, acum hai să vă prezint puțin noutățile, să vedeți cam ce s-a mai întâmplat. În cuibarul ăsta de aici, de la această pereche, puteți vedeți, albastra și cu acel buc, ăștia doi de aici, această pereche are cuibarul ăsta de aici. Și au avut ouă, ăștia sunt ouă de plastic, ăștia nu sunt buni. Puteți să le vedeți, astea sunt ouă de plastic. Le-am pus aici ca să clocească, pentru că ouăle lor naturale au fost, nu știu cum să vă spun, puțin avariate așa. Nu știu din ce cauză și scuzați unghia, este puțin mizerabilă. Azi am fost la service, am avut practică. Puteți vedeți cam în ce hal arată acest ou. Aici mai are și o gaură, nu știu de ce are gaura asta, dar puteți vedeți cam în ce fel arată. Și nu că doar un ou, ambele ouă. Puteți vedeți și acest ou, tot la fel. Acolo se vi le era pe amândouă. Uitați-le. Vedeți? Uitați că ăsta s-o și răsturnea. Dar lăsați-le că le-ați văzut deja. Puteți vedeți în ce hal arată ouă, vedeți? Ar trebui să fie rotund, dar nu prea îi. Bun, trebuie să le aruncăm, dar mai este ceva timp. Ouăle astea le-am lăsat aici, trebuie să le iau, dar o să le iau ceva mai târziu, nu chiar acum, pentru că nu e cine știe ce. O să le mai las aici. Bun, hai să mergem mult mai departe. Aici avem această femelă albastră, puteți să o vedeți, foarte bătăușă, agresivă. Și mai avem un puișor. Nu puteți să-l vedeți. Stați, fugăresc pe ăștia de aici. Bun, și să vă prezint acest mic puișor. Puteți să-l vedeți, este un cuc. E aproape alb, mai pe aici, pe la ultimele penii. Dar e cuc, gen, că nu-i tot alb. Dar în mare parte e alb, puteți să-l vedeți. L-am și inelat, are pe acest piciorinelul. Hai să-l punem la loc, dar mai întâi să o dăm pe Mike Sat aici. Din această pereche, ăsta, ăștia doi sunt preună și mi-a scos acest puișor. Puteți vedeți acest puișor? Uitați, puteți să-i vedeți. Și anul trecut au fost împreună și tot pui de ăștia mi-a dat gen cuci, așa înspre alb. S-o găinățat aici. Bun, hai să-l punem la loc. Gata, uitați. Aici e cuibarul lor. Trebuia să fie doi, dar unul a murit, nu știu de ce. Ăsta a ieșit mai devreme și ăla a ieșit puțin mai târziu și cred că l-a strivit pe aici, pe bețe, nu știu ce a făcut. L-am găsit mort și l-am eliminat. Aici, jos, mai avem și aici doi puișori. Puteți să vedeți, sunt crescuți destul de ok. Deja încep să nu mai scot pui. Trebuie să oprim puțin această... cum să-i spunem, reproducția la porumbei. Gen, trebuie să-i oprim puțin, să nu se mai reproducă și o să ne ajute acele ouă de plastic, pentru că o să le punem ouă de plastic și așa că nu o să mai poată scoată ouă. Eu o să clocească aceste ouă de plastic mult și bine. Puteți să vedeți acești doi puișori, am inelat și pe ăștia doi, nu știu dacă o să-i țin în volieră, pentru că trebuie să mai urmez o selecție. V-am spus că vreau să intru cu mai puțin porumbei în iarnă, nu o să țin toți porumbeii, așa că o să urmeze o selecție destul de dură, sau cel puțin așa cred. Aici mai avem iarăși un puișor, puteți să-l vedeți. Asta e crescut mult mai bine, pentru că e singur la părinți. Uitați ce gușare, dacă e singur e și normal să fie crescut mult mai bine. E și ăsta inelat, i-am inelat pe toți pentru că am ineli destule, chiar foarte multe inele am. Mai avem aici încă un puișor, ăsta e așa mai dolofan, el nu știu ce are, dar nu știu dacă o să-l păstrești pe ăsta, o să vedem. Aici mai avem o porumbiță bătrână din 2016, cam așa arată o porumbiță din 2016.
Mai am încă un porumbel tot așa bătrân, ăsta de aici. Asta vreau să-l elimin, nu mai vreau să-l țin, nu prea-mi place mascul ăsta. Aici jos, iarăși mai avem un pui cuc. Ca să-l mut în partea asta, mai sălbatic el așa. Puteți să-l vedeți, și ăsta are variola, are aici. Puteți vedeți, sunt umflat aici în partea asta. Sper că se poate observa destul de bine. Unde are această bubiță, uitați aici. Foarte bine, acum că s-o întors el. Vedeți, s-o făcut puțin și de albastru. Da, puteți vedeți și această bubiță de la variolă. Și ăsta e inelat. Toți sunt inelat, să știți. Le-am pus la toți inelii. Aici mai avem încă o pereche. Puteți să observați. Masculul stă acolo jos și femeia stă aici mult mai sus. Nu o să aprind blițul, nu vreau să-i deranjez. Aici jos avem această femelă. Atât, cuibarul ăsta deja l-am întors când am făcut curățenii, pentru că v-am spus, deja vreau să opresc cam toată reproducerea asta. Puteți vedea, cuibarul ăsta e întors, cuibarul ăla e întors, aici avem pui și ăsta, na, trebuie să scoat acum, să vedem dacă o să-i las să scoate, nu știu. Bun, asta aici, v-am spus eu că trebuie să o stric, dar încă nu am avut timp, nu știu ce să fac, dar trebuie să facem ceva. Adică să fac eu. Trebuie să fac ceva cu chestia asta de aici, pentru că nu-mi place deloc și nu vreau să pun zăpada aici, eu știu, o să mă les în mijlocul iernii cu gaură aici. Așa că trebuie să o rezolv cât mai repede. Cam așa arată porumbei în această lună. Se prezint destul de ok. Trebuie să mai cumpăr ceva tratament. Voliera e plină de puf, de praf, de tot felul de chestii. Mai trebuie să fac și o aerisire ceva pe aici. Puteți vedeți că le-am pus și albastru, lada e aici, pentru că de obicei o să le pun ușa aici, trag cuișorul ăsta de aici, puteți să-l vedeți, îl pun așa, pun aici lada, unde-s boabele, pun lada și pe ladă pun adăpătoarea și las doar adăpătoarea asta, pentru că îmi vine mult mai ușor și îi poate să circule pe aici, se duc aici la apă, aici le dau tot mâncare și aici e zona cu cuibare, cu pui, cu tot felul de chestii. Pentru că nu-i mai țin separat, nu mai are rost să mai înțarc acum 2-3 pui. Îi țin pe toți, puteți vedeți, uitați că le arată un pui de anul ăsta. E destul de mare, puteți să-l vedeți, adică e cât ăștia normal, cât ăștia bătrâni. Deja s-au maturizat, oricum mai are până când o să reproduc și el, dar totuși vreau să spun că nu mai e mic. Și ăsta e tot de anul ăsta. Oricum, am scos câțiva pui care chiar îmi plac. Sunt foarte frumoși. Înainte să încheie acest videoclip, trebuie să răspund și la o întrebare, iar întrebarea sună în felul următor. De ce porumbei scot ouăle limpezi? Această întrebare vine din partea lui Sebastian. Salut, Sebastian! Așa că haideți să vă dau și un răspuns. Mie, sincer, nu mi s-a întâmplat această chestie, așa că o să vorbesc doar despre ce informații am aflat eu de pe internet. Dacă aveți grijă de porumbei și le dați tot ce trebuie, apă, le schimbați în fiecare zi sau la două zile, le dați mâncare cât de cât bogat în semințe, dacă le dați și o salată, le puneți să facă baie și toate chestiile astea, aveți grijă de ei, să spunem așa, și tot vă confruntați cu această problemă, cel mai bine ar fi să le dați puțin calciu. Și cea mai simplă metodă prin care puteți să le dați ceva calciu este să luați ceva coji de ouă și să le fărâmițați, să le puneți în crescătorie. O să găsiți o grămadă de videoclipuri cu această temă pe YouTube, așa că e foarte simplu. Da, fraților, și cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like. Voi a fost Florin, ne vedem data viitoare. Pa, pa!